Merg pe drumul ăsta și nu-mi simt corpul. Nu simt dureri. Abia simt frigul la mâini. O senzație atât de calmă. Atât de calmă. Nu știu, trebuie să mă încerc să mă gândesc că am spate care mai doare din când în când, dar nu mă doare spatele. Îl simt un pic dacă îl forțez. Uite acolo, nori. Lacrimi de fericire. Poate din cauza hainelor, că sunt îmbrăcat bine și nu simt frigul, muzica din căști, poate că. E atât de liniștitor, atât de relaxant. Am avut rar asemenea experiențe relaxante. Știu că la un moment dat eram într-o cadă de asta uriașă în care încap vreo 12 oameni. N-ai văzut-o așa ceva. Sau poate ai văzut. Și era cadă cu ape termale și eram singur și eram dezbrăcat la fundul gol și pluteam. Noaptea, era noaptea sub stele, iarna. Și pluteam în apă caldă sub stele. Și am intrat într-o stare de, nu știu dacă meditație, dar era o stare atât de relaxantă. Atât de relaxantă, pe care n-am mai simțit-o, nu știu dacă vreodată. Abar, nu. Și am invitat pe cineva să mergem cu două grupuri, sau cu un grup, de fapt. Și am ajuns acolo și eram patru persoane și nu, n-am simțit starea aia, n-am simțit. Era vorbă, raie, foială. Deci am simțit starea aia numai când era liniște, de plină. Și eram singur, în apă caldă, la temperatură perfectă. Și acum corpul meu e la temperatură perfectă, că am 20 pe mine. Afară nu-i frig, e un pic de ploaie. E liniște, eu am căști. Eu am căști cu muzică. Dar altfel e imaginea de liniște, că nu se întâmplă nimic aici. Nu se întâmplă absolut nimic. E pădure, nu vin mașini, nu sunt oameni. M-a făcut să mă gândesc unde e durerea mea de spate. Unde e. Deci nu e foame, nu există foame. Am mâncat niște varză murată de la borcan. Unde e stres? Picăturile de apă reci care vin de sus, că țâre așa, le simt, dar nu mă deranjează absolut deloc, deci nu face fața rece. E o deconectare totală. Și dacă n-am zis, am zis în alt video mai devreme, am fost la mănăstire. Oh, tot m-am pus la gât, deși nu are nicio treabă. Am pus la gât am cumpărat o de asta de la mănăstire, o crușe care nu cred că are nicio treabă asta cu starea mea de acum. Habar n-am, nu cred, n-are nicio treabă, e doar în capul meu. Dar e atât de relaxantă zona asta. Nu-ți imaginezi, deci nu există oraș, stres, oameni, mașini, trafic.
Nu e nimica din astea. E parcă mă doare la bască. Deci nu stau să mă gândesc că ok, am de plătit aia, am de făcut aia, am facturi, am... mă așteaptă copiii mici acasă, trebuie să ajung nu știu unde, mă așteaptă nu știu care să mă întâlnesc cu el în oraș. Nu. Deci viața mea n-are nicio alarmă, nicio alertă, un semnal de ăsta care să mă țină în starea aia de treaz, de acțiune, de așteptare, să se întâmple ceva. Nu, deloc, deloc. E ca și cum eu acum sunt la pensie, nu știu dacă la pensie, deci ca și cum eu acum nu trebuie să am absolut nicio grijă. Și mai devreme am simțit starea aia de calm și am zis, băi, parcă e un Dumnezeu pe aici care mă înfășoară cu calm și cu confort, ca și cu o pătură, ca și cu o pătură confortabilă. Mi-a mai trecut acum, că acum înregistrez și mintea mea este la telefon, la ținut telefonul în mână ca să înregistrez pentru tine, dar e o stare atât de faină. Și sunt convins, 100% convins că dacă vine altcineva aici și vrea să repete experiența, n-are să simtă asta. Dacă mai vine o dată viitoare aici, probabil că n-am să simt experiența asta. Dar uite că drumul meu până aici merită. Pentru momentele astea de câteva minute de calm ăsta, perfect. Deci acum eu merg și nu simt greutatea corpului, picioarele, eu pur și simplu merg fără efort. E ca și cum eu n-am greutate, deci chiar nu simt greutatea picioarelor mele. Eu acum merg fără efort. E ciudat de bine. Și eu nu iau droguri, nu iau pastile, nu beau, nu fumez, nu fac de astea. Și am găsit calmul aici. Că găsești în altă parte, dar aici e altfel. Astăzi, cel puțin, nu știu care e treaba. Trebuie să experimentez. O fi chestia asta de la gât cu Iisus? Habar n-am. Abar n-am, că ți-am zis că am cumpărat de la... sau am cumpărat, am donat, le iei și le donez acolo. De la mănăstirea de măicuțe, e făcută de măicuțe aici, făcută de mână. Nu se aude aici. Ai cineva cu o drujbă. Ok, cred că dacă începe gălăgia făcută de oameni, cred că mă deconectez la starea asta, așa că trebuie să mă duc la mașină, conduc și să vedem ce mai facem astăzi, că știu cam ce vreau să fac. Vorbim. Am zis să împart cu tine că e o bucurie care trebuie împărțită, că se poate găsi starea asta de liniște. Vorbim, pa, pa.